Astăzi a fost realizat un eveniment festiv organizat la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnu Severin, cu prilejul Zilei Poliției Române, care se sărbătorește în data de 25 martie. La eveniment au fost prezente atât autoritățile locale cât și cele județene. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. I-au felicitat pe cei care asigură bunăstarea și pacea la nivelul comunității și nu numai. Încă un an adăugat pe lista celor 200 de când Poliția Română a făcut totul pentru a asigura apărarea și siguranța societății, de când domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat marelui Agă Mihăiță Filipescu, șeful poliției din acele timpuri, drapelul pe care era cusută sigla steagului Agiei, alături de sigla aflându-se o ghirlandă din aur, în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului înaintea îngerului ce aduce vestea cea bună. Alegerea datei de 25 martie este legată de simbolul creștin al bunei vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a subliniat importanța poliției în viața comunității și totodată i-a asigurat că beneficiază de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. Acesta le-a urat de asemenea un călduros la mulți ani și a felicitat pentru acțiunile în care au fost alături de comunitate și au apărat-o cu prețul vieții. Domnilor șefi ai structurilor de poliție, domnule inspector șef, dragi polițiști, găsiți un partener în Consiliul Județean Mehedinți. Respect meseria pe care o aveți, vă asigur de respect pe fiecare dintre dumneavoastră și vă rog să ne fiți parteneri în dezvoltarea unui județ sigur pentru locuitorii lui și prietenos pentru turiști. Închei prin a vă ura succes în activitatea dumneavoastră și să vă bucurați de cât mai multe satisfacții profesionale și personale. Să fiți sănătoși, să aveți curaj și o conduită responsabilă în munca dumneavoastră. La mulți ani tuturor! Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, le-a mulțumit public celor care, cu atâta dedicare și profesionalism, au asigurat ordinea publică în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Acesta a menționat că dorește în continuare să se bucure de o colaborare la fel de bună ca cea de până acum și le-a transmis la mulți ani fericiți. Vă urez numai de bine, un cald la mulți ani. Vreau să lucrăm în continuare la fel cum am lucrat până acum. Ne știm aproape cu toții de aici din sală, suntem o familie și cu jandarmii și cu celelalte instituții și eu cred că misiunea noastră a tuturor este să avem grijă de oameni, să avem grijă de cei care ne plătesc și dumneavoastră în anii ăștia de când sunt primar am văzut că ați făcut-o cu profesionalism și cu mare grijă. La mulți ani! La eveniment a fost prezent de asemenea și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care și-a exprimat încrederea și convingerea că Inspectoratul Poliției Județene dispune de un corp profesional bine pregătit, bine structurat și bine intenționat. Prin prisma atribuțiilor mele legale și constituționale, în decursul activității de peste un an în cadrul instituției prefectului, am avut ocazia să văd în rândul dumneavoastră mulți oameni capabili, mulți oameni tineri, cu bună pregătire profesională, cu integritate și îmi place să cred că întreaga instituție dispune de un asemenea personal. Pentru că mai presus de orice, dumneavoastră trebuie să vă faceți misiunea dumneavoastră pentru care v-ați pregătit, pentru care ați avut această vocație și pentru care ca o obligație, să zicem, către statul român, către societate, către comunitate. Pentru că dumneavoastră sunteți una dintre instituțiile statului român, o instituție interfață cu cetățeanul. Aveți legătură directă cu oamenii. Și oamenii trebuie să simtă acest lucru, să vă simtă în apropierea lor, nu neapărat să le aplicați măsuri corective, dar și să-i sprijiniți atunci când este cazul, să aplicați și latura preventivă, dar omul, cetățeanul, trebuie să simtă o anumită empatie din partea dumneavoastră. Pentru că atunci când ai poporul și oamenii de partea ta, mult mai ușor
îți îndeplinești misiunile. Primele atestări ale poliției române datează din vremea lui Neagoe Basarab. Mihai Viteazul este amintit de istorici ca fiind cel care a creat agia, denumirea veche a poliției. În anul 1806, organele responsabile cu paza și ordinea în București au primit denumirea de poliție. În vremea lui Tudor Vladimirescu se acordau scutiri de taxe și impozite pentru cei însărcinați să mențină ordinea publică și să apere proprietatea cetățenilor. Atribuțiile poliției au fost extinse prin regulamentele organice. În fiecare an sărbătorim astăzi ziua poliției. Vremea trece, noi îmbătrânim, dar poliția rămâne mereu tânără, chiar dacă a făcut 200 ani. Și de ce spun? Că am o satisfacție profundă când văd atâtea fețe tinere, zâmbitoare, care ne dau garanția că mă va avea o viață mai sigură în viitor, că noi, copiii noștri, nepoții noștri, vom putea umbla pe stradă, vom putea fi la domiciliu, la locul de muncă, la școală, în condiții de liniște. Poliția mehedințeană a demonstrat de-a lungul timpului prin reperele instituției integritate, curaj și fidelitate, fiind mereu în slujba cetățeanului. Astfel, cu prilejul acestei aniversări, un număr de 15 polițiști au fost avansați în gradul profesional datorită meritelor excepționale în activitatea profesională înaintea îndeplinirii stadiului minim pentru avansarea în grad. În conformitate cu prevederile 8 mai 140/2016 și a legii 360/2002 privind statutul polițistului, un număr de 15 polițiști din cadrul IPJ Mehedinți au fost avansați cu prilejul zilei de 25 martie pentru merite excepționale în activitatea profesională în gradul profesional următor înaintea îndeplinirii stagiului minim. În gradul de subcomisar de poliție, inspector principal de poliție, Chisăr Mihai Marius. Inspector principal de poliție, Ișvan Cristian Loriu. În gradul de inspector principal de poliție, inspector de poliție Asprăru Claudiu Bogdan. Și inspector de poliție, diaconul Paul Cătălin. De asemenea, au fost organizate activități de Ziua Poliției Române, unde copiii au putut vedea echipamentele poliției și au putut să discute cu cei deja în funcție despre cariera acestora.